Suntem la București, pe Bulevardul Kiselev, în fața ambasadei Federației Ruse. Unii au propus ca bulevardul să fie redenumit Navalny. Șoseaua Kiselev, pentru că recent a fost omorât în închisoare opozantul Alexei Navalny. Și crima asta e pusă pe seama lui Putler, considerat terorist. Oamenii au venit cu lumânări, cu fotografii, cu flori, căței, militanți. Iubița nu ne radim. Câine rău. Părat Putin. Jandarmii au pus garduri ca să protejeze ambasada lui Cuzmin și a lui Putin. Măcar bine că nu ne-au făcut nouă țarc, cum fac de obicei. Nu numai căței, dar și cu pisica a venit lumea. Ce scuză ai să nu vii la protest? Și ce riscare?
Сразу не опорный.